Salut, Sergiu sunt. Îmi pare bine să vă revăd. Sper că și vouă. Bine, mă rog, chiar și așa. Am acceptat și eu provocarea Mix Inside Challenge de la OMR și voi face o băutură pe bază de gin. Provocarea de la OMR, vei face o băutură pe bază de gin, cred că e fix ce trebuie. Wembley este un gin cu caracter puternic, cu influențe puternice de lupăr, cu acea de portocală și puține influențe de tarhon. Pentru băutura de astăzi o să lucrez cu un sirop făcut de mine aici, în casă, la Aragaz. Un sirop de căpșuni cu mentă. Pentru această băutură voi avea nevoie, în primul rând, de gheață. Gheața este de la sponsorul nostru, OMV Petrom. Practic am cumpărat-o de la benzinărie. OMV Petrom, data viitoare, 2 sachet pe amica. Gheața în pahare, gheață în pahare. Ok. Și vom pune gin. La gin ne zgârcim, vom pune puțin peste o porție, undeva la 50 de mililitri. 50 de mililitri avem și o să completăm cu siropul acesta făcut 100% în casă. Practic acesta este un produs homemade, autentic. Vom pune 30 de mililitri de sirop de căpșuni cu mentă. Și culoare frumos are. Iar după care vom pune fresh de lămâie făcut la acest torcător profesional Metro Horeca. Față de acest lucru, uitați ce bine arată. 30 de mililitri. Un moment, probleme tehnice. Nu mai sunt probleme tehnice. 30 de mililitri fresh de lămâie. Și top, apă tonică. Cu toții știți ce apă tonică este aceasta. Eu am dat jos eticheta, dar voi știți sigur ce fel de apă tonică este. Apă tonică până sus. Un stir elegant, ușor, un stir de carantină, timpul nu ne presează, pentru că noi în momentul de față luăm foarte mult timp. Acum vom parfuma. Vom parfuma paharul. Pilul înăuntru, masca pe față și numai bine, de-abia aștept să ne revedem.